Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care primesc notificări de videoclipuri noi. Ne puteți susține mai mult făcând click pe butonul de alăturare. Dragi urmăritori, nu uitați să activați notificările dacă doriți să primiți mai multe informații despre vedetele preferate. Urmărește videoclipurile noastre până la sfârșit. Rămâneți pe canalul nostru. Mulțumesc foarte mult! Slatyr Kolu, unul dintre tinerele talente ale televiziunii turcești, a zguduit lumea revistei cu declarația sa șocantă recentă. Actrița a împărtășit o pierdere în viața personală și o perioadă emoționantă cu declarația: mi-am pierdut dragostea vieții mele. Această declarație a lui Slatyr Kolu a atras atenția atât a fanilor ei, cât și a presei și a stârnit dorința de a afla mai multe despre cariera ei, precum și despre viața ei privată. Slatyr Kolu atrage atenția pentru că este una dintre actrițele tinere și talentate de la televiziunea turcă. Sla, care și-a început cariera foarte tânără, și-a făcut un nume, acționând cu succes în multe seriale de televiziune și proiecte de film. A fost apreciată pentru talentul ei atât în roluri dramatice, cât și în cele comice. Această declarație a Slatyr Kolu a deschis o fereastră importantă în viața ei privată. Actrița a împărtășit o perioadă emoționantă și o pierdere în viața personală cu declarația: mi-am pierdut dragostea vieții mele. Declarația sa a dezvăluit un subiect pe care atât mass media, cât și fanii săi l-au urmărit cu mare curiozitate. Declarația actorului a atras atenția presei și a publicului și a stârnit curiozitatea. Declarația Slatyr Kolu, mi-am pierdut dragostea vieții, i-a ridicat multe întrebări. Cum ar fi, despre cine vorbea ea și când a avut loc această perioadă emoțională? Declarația lui Slatyr Kolu a mai arătat că a trecut printr-o perioadă emoțională și că această pierdere a fost importantă pentru el. Actorul afirmă că se află în proces de depășire a unei perioade dificile din punct de vedere emoțional. Presa revistei a început să lucreze la declarația lui Slatyr Kolu cu mare curiozitate. Speculațiile despre cine a fost și cum a afectat această pierdere viața actorului au început să se răspândească rapid. Detalii despre viața privată a actorului sunt, de asemenea, așteptate cu nerăbdare. Această declarație a lui Slatyr Kolu a atras atenția atât a fanilor ei, cât și a presei. Tânăra actriță își propune să susțină experiențele similare ale oamenilor, împărtășind o perioadă emoțională de pierdere. În același timp, continuă să se concentreze asupra carierei sale și a devenit foarte curios în legătură cu proiectele la care va participa în viitor. Drept urmare, declarația șocantă a Slatyr Kolu a atras atât atenția fanilor, cât și a presei. Declarația actorului despre perioada lui emoțională și pierderea sa poartă un mesaj de sprijin pentru oamenii care trăiesc experiențe similare și trec peste dificultăți emoționale. În același timp, pașii viitori ai Slatyr Kolu în ceea ce privește cariera ei sunt așteptați cu nerăbdare. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Fii informat activând notificări pentru a fi primul care primește notificări de videoclipuri noi. Fii sănătos! La revedere!